Este prima zi în funcția de prefect. Ce ați găsit la prefectura? Este practic a doua zi. Ieri am avut prima întâlnire cu domnul prefect, în care am făcut preluarea efectivă a activității prefecturii, semnând documentele de predare-primire. Am avut ieri o întâlnire de lucru cu șefii instituției prefectului și pe urmă cu toți colegii din prefectură. În mod protocolar le-am spus doar câteva gânduri, câteva idei cu care pornesc la drum și le-am spus o idee pe care aș vrea să o repet. Pornesc la drum cu foarte mare încredere și cu un anumit aplomb, în sensul că cred că voi putea, în baza experienței și a cunoștințelor care le am, să-mi duc la îndeplinire acest mandat, care este, va fi greu. Care sunt prioritățile? Sigur, primul lucru pe care trebuie să-l fac e să definesc prioritățile instituției și asta se poate face în urma unei diagnoze de sistem, să spun așa, unor analize pe care le voi face împreună cu colegii mei. Dar incontestabil să distinge ca prioritate absolută pregătirea și organizarea și desfășurarea alegerilor. E o zonă cu multe sensibilități, e o acțiune cu multe sensibilități și care trebuie gestionată corespunzător. De altfel, n-a fost timpul fizic până acum, dar voi lua calendarul acțiunilor electorale, voi vedea în ce moment suntem și împreună cu colegii mei, sigur, vom defini acțiunile tapizate pe zile, până la desfășurarea efectivă a alegerilor și numărarea voturilor, comunicarea rezultatelor și așa mai departe. Deci o acțiune complexă care sper să o derulăm corespunzător și în conformitate cu prevederile legii. Ați făcut modificări în cabinetul prefectului? Nu. Nici nu am de gând să fac modificări substanțiale în structura organizatorică a prefecturii. Singura modificare de substanță, să spun așa, am adus un om cu experiență, director de cabinet, în persoana domnului Vasile Caraba. Urmează ca în perioada următoare să mă gândesc să rezolv o problemă de asemenea cu multe sensibilități. O persoană care va comunica cu dumneavoastră, cu cei din mass media și unde avem un post vacant la această dată. În ce privește derularea sau în ce privește continuarea proiectelor demarate de fostul prefect Alexandru Veg, veți continua unele dintre ele? Da, categoric, sigur. Sunt foarte multe lucruri în derulare care trebuie continuate. Sunt foarte multe lucruri care le vom începe ca priorități stabilite și prin programul de guvernare. Eu cred că trebuie să ne implicăm foarte serios, este un obiectiv stabilit de altfel și în programul de guvernare, absorpția fondurilor europene, după părerea mea, este prioritate zero. Sigur, prioritate zero este respectarea legilor, dar în aceeași ordine de priorități rămâne această acțiune de pregătirea proiectelor, ca ele să fie fezabile, să poată fi promovate, implementate pe urmă, cu bani europeni. Și pentru acțiunea asta va trebui să facem tot ce putem, să potențăm întreaga inteligență a sălajului și să aducem cât mai mulți bani europeni pentru ca să creăm locuri de muncă, să relansăm economia. Prima întâlnire cu șefii din deconcentrate, când o să o aveți? Dacă lucrurile merg în agenda pe care o știu acum și nu se întâmplă alte lucruri, va fi vineri. Vineri, de fapt, avem colegiul prefectoral și vom avea o primă discuție cu tematica pe care este prestabilită, să spun așa, și de asemenea vom aborda și celelalte teme care sunt de interes pentru județ. Învestirea oficială în cadrul festiv când va avea loc? Știu că astăzi este o ședință de guvern, probabil se va discuta și agenda publică pentru următoarea perioadă. Anticipez că undeva pe la sfârșitul săptămânii, probabil mâine sau poimâine, în funcție de modul în care miniștrii vor putea să se deplaseze în teritoriu pentru manifestarea aceasta de
să spun, de investire în funcția prefectului și subprefectului de Sălaș. Ce gând transmiteți sălășenilor în încheierea interviului? De speranță. Cred că vom progresa în toate planurile, economic, social, să mergem din bine în mai bine. Eu sper că și criza aceasta, să spun, europeană, mondială, care ne afectează, se va sfârși totuși prin măsurile care se vor lua și țara va progresa și datorită unui program de guvernare coerent, care vizează în primul rând obiective de forță în economie și în agricultură, în celelalte domenii de activitate, unde a fost, din nefericire, un anumit regres, o anumită stagnare în unele și lucrurile trebuie să se îndrepte cât de repede posibil. Aș vrea să-i asigur de asemenea pe concetățenii noștri, pe cetățenii Sălașului, că ușa prefectului va fi larg deschisă în permanență, că voi fi extrem de sensibil la problemele lor, la tot ceea ce ei vor ridica pentru instituția prefectului și împreună cu instituțiile de concentrate vom reuși să ne apropiem tot mai mult de agenda cetățeanului. Voi cere imperativ încă de la instalare acest lucru și instituțiilor de concentrate să-și concentreze activitatea exclusiv pe agenda publică.